Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, în colaborare cu Filarmonica de Stat din Sibiu, au marcat Ziua Europei printr-un regal de muzică simfonică. Publicul aflat în Parcul Cetății din Deva a putut audia lucrări ale unor compozitori celebri. Alături de publicul de vean s-a aflat și Hans-Erich Tischer, consulul Germaniei la Sibiu, care a subliniat importanța Zilei Europei, dar și al evenimentului muzical propriu-zis de la poarele cetății. Welch große Freude, dass wir in diesem Jahr den Europatag hier gemeinsam begehen können, war dies doch im letzten Jahr nicht möglich. Es ist die Freude über diese Augenblicke, die wir erleben dürfen, dass die europäische Solidarität zentral ja lebensrettend ist und es weiterhin ist. Es gab wohl kaum eine Zeitspanne in der Europäischen Union, in der die Bedeutung der EU so deutlich zum Ausdruck kam. Genießen wir nun gemeinsam die Musik in Dankbarkeit, im Bewusstsein all dieser Tatsachen. Besonders möchte ich auch hier der Tätigkeit der Hermannstädter Philharmonie hervorheben, die sich in so schwierigen Zeiten des wiederholten Lockdowns neu definiert hat und voller Einfallsreichtum musikalischer Veranstaltungen fortgeführt hat und ihr Zielpublikum sogar erweitern konnte. Seien wir dankbar, dass wir diesen Tag gemeinsam begehen können, als freie Bürger eines geeinten, friedlichen und solidarischen Europas. Evenimentul muzical a fost primul de acest gen desfășurat după o lungă perioadă de timp în aer liber și cu prezența publicului și a fost organizat de către Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate. După o pauză lungă în care artiștii au lipsit de pe scenă și nu au mai primit aplauzele cu care erau obișnuiți, iată astăzi la Deva ropotă de aplauze au aplaudat prezența pe scenă a Filarmonicii de Stat din Sibiu, care a venit într-un concert inedit aici la Deva de Ziua Europei. Este primul concert dintr-o serie de evenimente pe care le-am punctat împreună cu dirijorul și cu managerul orchestrei Cristian Lupeș și cu domnul primar Nicolae Ferioancea. Vom avea multe evenimente pe care le vor susține aici în Deva, încă două concerte anul acesta și ne bucurăm că vremea a ținut cu noi și publicul a fost încântat și a fost în număr atât de mare alături de noi să se bucure și să sărbătorească Ziua Europei alături de Primăria Municipiului Deva, Centrul Cultural Drăgan Muntean și Filarmonica de Stat din Sibiu. Concertul Filarmonicii de Stat din Sibiu s-a desfășurat cu respectarea măsurilor de protecție sanitară în vigoare, însă acest lucru nu a împietat calitatea actului artistic. Leporello, io voglio divertir finché v'è notte. Finta vino caldo la testa, non la festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, tengo con quella per camminar. Tengo con quella per camminar, per camminar, per camminar. Senza comodine la notizia, chi questo, chi la voglia, chi le la mano, fare malar. Chi vino e tu, fare malar, chi la voglia, fare malar. Chi male mano, fare malar. Devi aumentar.
Piesele prezentate de artiștii lirici din Sibiu au fost de o înaltă ținută, fiind pe placul exigentului public prezent la eveniment. A fost o seară extraordinară, ne-am bucurat foarte mult de prezența Filarmonicii de Stat din Sibiu, o ocazie extraordinară și cred că este doar începutul. Dirijorul, orchestra ne-au încântat și am așteptat de mult acest moment. Cred că seria evenimentelor la Deva va continua și acest lucru se datorează primăriei municipiului Deva, Consiliului Local, Centrului Cultural Drăgan Munteanu, tuturor celor care și în această seară au contribuit pentru reușita acestui eveniment. Concertul de Ziua Europei a fost primul susținut de Filarmonica din Sibiu la Deva în acest an, aceasta urmând a mai reveni în orbea de la poalele cetății în viitor. De asemenea, odată cu scăderea incidenței de îmbolnăviri cu COVID-19, în perioada următoare, în Deva, se vor desfășura și alte acțiuni artistice în prezența publicului. M-am simțit foarte bine și eu și tot publicul cald, spectator din Deva, primul eveniment de marcă în aer liber. După o perioadă foarte complicată, cu multe restricții, lumea aștepta evenimente de calitate. Am deschis seria evenimentelor cu acest concert simfonic dedicat Zilei Europei. Luna viitoare, în iunie și în iulie, Filarmonica de Stat din Sibiu va reveni în municipiul Deva cu noi concerte, dar de fapt acest concert deschide seria numeroaselor concerte culturale și spectacole artistice pe care vrem să le oferim devenilor într-o viitoare perioadă, sper, de normalitate. Și incidența a scăzut foarte mult, un lucru îmbucurător și mă face să fiu optimist că această vară și în această toamnă vom putea compensa și ce n-am putut să facem, să organizăm ca spectacole în anul trecut. Publicul prezent la concert a avut parte și de o frumoasă surpriză, artiștii filarmonici din Sibiu prezentând în premieră o reinterpretare instrumentală a unei arii celebre. Concertul de Ziua Europei din Parcul Cetății poate fi vizionat pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, cât și pe cea a Filarmonicii de Stat din Sibiu.